Să vorbim despre niște parfumuri unice de vară pentru ea, cum ar fi parfumul Tiffany, care miroase a mandarină, a iris, a patchouli și a mosc. În cele din urmă e un parfum curat, floral, citric, foarte plăcut, care se descurcă foarte bine în vreme caldă. Aș spune că e mai potrivit pentru o ținută casual, îl văd așa dimineața sau la un brunch mai degrabă, decât o ținută mai elegantă. Ar putea fi parfumul tău de zi cu zi. Mirage Riviera mi s-a părut fantastic de prima oară când l-am mirosit. O combinație, și nu te aștepți la asta, de trandafir cu mandarină și cu coacăze. Nu mă așteptam ca un parfum cu atât de mult trandafir să-mi placă. Dar combinația de trandafir cu mandarină și coacăze e atât de suculentă, atât de răcoritoare. Aș spune că e de-a dreptul magică. Armani și are câte ceva pentru oricine. Îți dorești citrice? Are. Îți dorești ananas? Are. Îți dorești note florale? Are. Îți dorești un pic de vanilie? Ei bine, are și asta. Mi se pare un parfum perfect pentru oricând și oriunde, care se joacă foarte bine cu o combinație de dulce fresh, care are o anumită senzualitate și delicatețe. Mi se pare că oricum l-ai privi, e un parfum foarte interesant în cam orice situație. Etat Libre d'Orange Your Samuel Like You e efectiv primăvara într-o sticlă, dar poți să-l porți și vara, pentru că într-o combinație de citrice cu mentă, cu tonuri verzi, te vei răcori indiferent de temperatura de afară. În cele din urmă mi se pare că parfumul ăsta are și o notă de ceai și da, parfumul e unisex și îl mai folosesc și eu tocmai pentru că este atât de răcoritor.